Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu. Grăsuța, deci eu nu mai pot, grăsuții mei, nu mai pot de cald. Fiind așa de slăbuță, nu prea ajută oricum, dar astăzi au fost 41-42 de grade, super, super, extra, mega cald. Acum este ora 11:30 noaptea și sunt 30 de grade afară și în casă cred că sunt cel puțin 50. Nu mai pot, deci am ventilatorul, mor, nu mai pot. De-abia mi-am pus fond de ten și puțin blush așa în obrăjori, dar am zis dacă mai pun și machiaj mor. Deci mor, dacă mai pun și machiaj mor. Nici fondul de ten, sincer să fiu, nu-l mai suport acum pe față, că la cât e de cald, nu, nici nu știu, vine smulg tot de pe mine. Voi ce faceți, grăsuții mei? Știu că ieri n-am fost, asta să nu se ridică tricoul la spate, ieri nu am fost pentru că am început curățenia în magazie, tot v-am zis și v-am repetat. Magazia continuă, acum s-a extins spre garaj și nu numai că s-a extins spre garaj, dar m-am decis să renunț la foarte multe jucării pe care eu le-am colecționat de-a lungul timpului și bine că le-am colecționat pentru că mi-erau drăguțe, mi se păreau foarte interesante, erau vechi, erau nu știu ce și acum le-am pus pe toate la vânzare, bine, nu pe toate, că mai am foarte multe de pus la vânzare și uite leacă, deci, nu știu dacă vedeți, apă, deci apă, apă, după ce fac video trebuie să mă să fac duș. Azi cred că am făcut 3 dușuri, dar nu se poate, nici cu 3 dușuri nu ai cum, trebuie să stai numai în cadă și cu apa rece, dar faza e că oricât de rece ai da apa, tot caldă vine, adică e, nu e rece, nu e caldă, caldă, dar oricum nu e nici rece ceea ce dorești la ora asta. Ventilatorul suflă, ventilatorul suflă, eu nu mai pot de cald. Da. Ah. Da, deci cum ziceam, am lipsit pentru că eram foarte ocupată, am să fiu ocupată în următoarele săptămâni pentru că am foarte multe lucruri de pus la vânzare și după aia vă dați seama cu cât se vând lucrurile, trebuie să le împachetez, trebuie să le duc la poștă. Deci am foarte multe chestii de făcut și mâine, cum v-am promis, mâine sau pe mâine văd eu când ce zi, vă voi duce într-un second hand mai mare și să vă arăt și pe acolo cum stă treaba. Și da, ce vrem să mai zic? Mai vrem să zic ceva. Cred că nu mai știu, am uitat. Deci cu căldura asta mi se topește și creierul. V-am întrebat voi ce faceți, grăsuții mei? Cred că v-am întrebat, nu? V-am zis eu, se topește creierul. Voi ce faceți? Ce puteți să faceți într-o zi așa de călduroasă? Cred că și prin România sau pe unde sunteți voi este cald, nu știu. Și culmea, la noi aici este foarte, foarte cald și în partea cealaltă, înspre Texas, este furtună și da, nu e frumos absolut deloc. Astăzi vom citi mesajul de la grăsuți. Și înainte să începem cu mesajele de la grăsuții de pe ce mi-ați lăsat voi pe YouTube, vreau să încep cu un mesaj foarte drag mie. Vedeți fața, da? Dați seama că este foarte drag. Cine mă urmărește pe Instagram și pe Facebook știe despre ce este vorba. Asta e fața mea de rea. Ai treabă cu mine astăzi, deci nu mai pot de cald, mi se topește creierul. Deci, începem cu mesajul, da? Am să vi-l citesc ca coadă tot ce s-a zis între mine și ea și să vedeți cam ce am răspuns eu și cam ce mi-a zis ea. Și știți, cine mă urmărește, știți despre cine este vorba, despre doamna doctoriță. Și culmea, doctoriță din Iași, de la mine, mâncatear mama să te mănânce. Da, începe mesajul, da? Mesajul sună așa. Dear hoarder, pentru cine nu știe, hoarder înseamnă persoanele alea care adună foarte, foarte multe lucruri și nu au pe unde să meargă în casă, pentru că casa lor este plină de lucruri, adică de ziare vechi, de gunoaie, de mâncare lăsată, de toate, 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 toate. Ăla este un hoarder și se pare că și eu la fel. Începe cu am mulțumit, deci este și amabilă. Zice așa, îți mulțumesc că nu te reproduci.
Ar fi groaznic să creezi un alt obez diabetic și agramat din tine, tu ești suficientă. Îți mulțumesc că ai plecat din țară, acum poți fi incultă și grasă în state. Îți mulțumesc că îndemn pătura socială de jos să cumpere gunoaie, așa magazinele mele preferate vor fi mai libere și mai scutite de miros de țigan, țăran sau transpirație de grasă. Acum ține minte, voiam, nu vroiam, pe care, nu care, cameie, nu cameo. Ăsta a fost mesajul ei. Eu i-am răspuns, mulțumesc că mi-ai scris părerea ta, o zi faină să ai hater. Adică știți, hater înseamnă persoanele respective care nu sunt bucuroase de absolut nimic și jicnesc alte persoane fără să le pese sau ceva de genul ăsta. Inițial când am văzut acest mesaj, am zis că ok, whatever, nu e ca și cum aș fi primit un singur mesaj cu gen ca ăsta, dar după m-a deranjat foarte tare că îndrepti pătura socială, sau cum am zis, pătura socială de jos să cumpere gunoaie. Eu nu cred că v-am zis niciodată să-mi cumpărați gunoaiele mele sau ceva de genul ăsta. Eu mă duc în second hand pentru că mie îmi face plăcere. Eu când mă duc în second hand, nu mai că îmi face plăcere, dar găsești foarte multe comori. Așa că, da, eu ador second hand-ul. Îl ador. Pur și simplu, nu știu. Îl ador. Cred că am să-l ador așa de mult cât într-o zi, dacă o să am bani, asta am să-mi deschid un second hand pentru că îl ador. Și ce m-a deranjat cel mai tare, așa magazinele mele preferate vor fi mai libere și mai scutite de miros de țigan, țăran sau transpirație de grasă. Magazine tale, da, te-au făcut măta Kim Kardashian și ți-ai făcut magazinul tău? Nu cred, nu? Deci, până atunci, n-ai cum să zici, magazinele tale, una la mână, și vorba asta am luat-o de la, nu știu, a zis-o cineva, nu e vorba mea, a zis-o cineva, eu acum am dat cu citatul. Și dar mi-a plăcut cum a sunat, că ziceți magazinele tale, fiști tu vreun Kim Kardashian. Și că nu suportă țiganul, țăranul și transpirația de grasă. Deci, tu ca doctoriță, ok, ca să ajung de ce e doctoriță, m-am dus pe profilul ei să văd, băi, cine-i doamna? Când mă duc, med student, adică studentă la medicină. Asta înseamnă că, și stai că mai aveam mai multe chestii. Da, nu am acum pe Facebook, o sunt pe Instagram. Că ea acum face voluntariat pe la Fundeni, că face nu știu ce chestii, că e nu știu unde. Stăteam și mă gândeam, băi, o femeie inteligentă, hai la copiii ăștia, la puștani ăștia de 9, 10, 11, 12, 14 ani care mă înjură și mă jignesc, e ok, știi cum, nu sunt maturizați, nu au toată școala, nu gândesc foarte bine, deci nu mă afectează absolut deloc. Dar când o văd pe asta, doctoriță, deci presupui că ai o școală, ești inteligentă, nu? O doctoriță cu școală, cu alea, frumoasă fata, că nu e urâtă, e frumoasă. Ai zis că, băi frate, asta cu ce drept? Mă ia pe mine așa la bar, mă râs de parcă îți dai seama, ne cunoaștem de viață întreagă și am făcut o nenorocire acum, am nenorocit viața ei și ea trebuie să-mi zică să nu cumva să te înmulțești, că tu ești de ajuns, că ești grasă, că ești diabetică, apropo, nu am diabet, dar, na, n-are contează. După ea, eu ce am făcut? Am început o campanie care se cheamă Încetează să urăști, învață să iubești. Și i-am pus, bineînțeles, pentru că m-a scârbit așa să văd o femeie inteligentă să se decadă, cum ar veni, să trimită un mesaj la o necunoscută care nu o cunoaște personal, nu i-a făcut absolut nimic în viața ei, nu o cunosc. Deci, absolut nimic să trimită un astfel de mesaj privat, nu pe YouTube sau ceva, mesaj privat, așa, elevat, tot. Am zis că fac eu campania asta și, bine, că în campania respectivă am zis mai multe faze, că am șters campania asta să văd dacă am vreo poză salvată sau ceva. Da, deci am salvat o poză. Și să vă zic exact cum am început campania, ce am scris acolo. Astăzi încep o campanie numită Încetează să urăști, învață să iubești. Această campanie am început-o datorită unei domnișoare foarte drăguță. O domnișoare care e studentă la medicină ea și care într-o zi o să fie doctoriță. Eu când zic doctoriță mă gândesc la o doamnă educată, cu compasiune, cu empatie pentru oamenii din jur și bineînțeles față de pacienți. Astăzi am primit un mesaj foarte drăguț
de la o viitoare doctoriță. Sunt foarte curioasă cum o să le vorbească pacienților. Sunt foarte curioasă dacă această femeie într-adevăr e superbă și e superbă, această femeie care într-adevăr e superbă în exterior, dar așa de acră și oribilă în interior, se poate suporta zi de zi. Eu una nu m-am dat niciodată deșteapta lupește, nu m-am dat niciodată că aș fi vreo milionară, vreo bogătană sau ceva, nu m-am dat niciodată cheie de biserică, tot ce caut în viață și de la viață, și asta sper să auziți toți, este să fiu eu, eu așa cum sunt eu, da? Asta caut în viața asta, să fiu eu, să mă distrez, să cumpăr lucruri care mă fac fericită, pentru că am o singură viață și tare vreau să... Da, se pare că am sărit o parte. Da, faze că tare vreau să mi-o trăiesc așa cum vreau eu. După aia am zis ceva din el, dar de ce oare? Tare vreau, de ce oare nu-mi salvat tot? Deci tare vreau să fiu cum vreau eu. După am zis că de ce astfel de doamne educate și deștepte și cu educație au dreptul de a mă judeca. Dacă lumea și-ar vedea mai mult de viața lor și mai puțin de al altora, tare frumos am trăit și asta așa e. I-am zis că mulțumesc domnșoară, nu mai zic numele ei că nu mai are niciun rost, mulțumesc domnșoară pentru acest mesaj, mulțumesc că mi-arăți ce minune am lăsat acasă. Ar trebui să zicem stop bullying, stop bullying, zâmbește, fii fericită, lasă ura, dragoste, love not war, și ar trebui să învățăm să iubim, să acceptăm diferențele, să acceptăm persoanele din jurul nostru așa cum sunt, atâta timp cât nu fac nimic rău și nu intervin cu absolut nimic în viața personală. Trebuie să vedem omul și dincolo de culoarea lui, de corpul lui, de statutul lui social, nu fac altceva decât să-mi trăiesc viața liniștită și fericită. Dacă într-adevăr erai o doctoriță cu inimă spre a face bine, puteai să-mi dai câteva sfaturi cum să slăbesc corect, că poate cum o fac eu nu merge. Dar a judeca și a zice să nu mă reproduc, când știi că asta este o chestie, este o chestie cu care mă lupt de ani de zile cu ea. Unde ești? Mă lupt de ani de zile cu ea. Sper să nu ajung vreodată să profesezi, sper să nu ajungă nimeni să zică doamna doctor, pentru că acest nume nu e pentru persoane cu ură în suflet. După am îndemnat grăsuții mei să dea share, dacă credeți că ar trebui să ne acceptăm așa cum suntem și să încetăm să judecăm pe toată lumea, încetează să urăști, învață să iubești. Asta a fost campania și tot ce am avut de spus în legătură cu acel mesaj. Știu, video de azi o să fie foarte lung, cine o să aibă răbdare să se uite, luați-vă ceva de băut cu voi, de mâncat, orice. Deci mesajul a fost foarte, foarte lung, dar chiar a trebuit să zic tot ce gândeam în momentul respectiv. Și după, ăsta l-am pus seara pe la 2 noaptea, cred că era vreo 2 noaptea. Când mă trezesc, primesc mesaj de la ea. Mie nu mi-apare cum cât ți-aș fi trimis acel grotesc mesaj. Îți mulțumesc că m-ai anunțat și că acum voi rezolva problema. Ți-am scris pe Facebook și acum în metrou, în drum spre muncă, voi urmări un clip de-al tău pe YouTube pentru a mă lămuri cine ești și de ce ar face cineva hate la adresa ta. Deși mi se pare inuman, îți doresc o zi frumoasă și sper să reușim să purtăm o conversație în care să lămurim aceste neînțelegeri. Eu vedeam mesajul, dar nu-i răspundeam, pentru că, sincer să fiu, nici nu aveam chef să-i răspund la așa ceva. Faza e că ea zice... Să văd dacă găsesc mesajul de aici. Dar nu cred. Trebuie să mă duc... Aici e. Mesajul de pe Facebook, acum. Nu știu ce ți-am făcut, nu știu de ce apar pe contul tău și cine ești, însă eu nu ți-am trimis niciun mesaj de niciun fel. Aș vrea să știu și eu ce se întâmplă și cine ești, ca să înțeleg de ce la Hulești și de unde ai primit mesaj în numele meu, căci nu înțeleg nimic. Mulțumesc, sper să-mi răspunzi, o zi frumoasă. Mi-ai zis o zi frumoasă la greasa asta incultă?
După, tot am zice, eu v-am zis că mă uitam la mesajele, dar nu răspundeam pentru că nu vreau să răspund. Campania mea mergea înainte, am avut vreo 20 și ceva sau nu știu câte de share-uri, deci eu eram mulțumită, campania merge și... Da, după îmi scrie, am observat că mesajul ar fi de pe Instagram, eu nu am trimis așa ceva că nici nu te urmăresc să știu cine ești. Însă la o întrebare distanță, am aflat că e vorba de sora mea mai mică și cu mult timp liber. Îmi pare nespus de rău pentru toată tărășenia creată. Eu sunt viitor medic, nu aș da niciodată într-o persoană cu nicio formă de hate. Toți suntem oameni și toți ne definim prin plusuri și minusuri. Îmi cer scuze și îți promit că și sora mea îți va cere scuze de la tine în cel mai scurt timp, de pe conturile ei de data asta, nu de pe ale mele, unde se poate ascunde. Așa e la 15 ani, rebeliune, da, să o creadă bunica. De 15 ani. După, și te-aș ruga să-mi ștergi pozele de pe rețele de socializare, căci logonicul meu nu are de ce să apară în diferite share-uri sau campanii. Aș dori să rezolvăm această neînțelegere matur, eu mi-asumându-mi toată responsabilitatea acțiunilor interprinse de pe contul meu de Instagram, dar în limitele legalității și bunului simț. Vorbește și frumos. Îți admir inițiativa de stop bullying, însă te rog să nu începi cu profilul meu, căci nu-mi pot păta viitorul și prezentul datorită unei copilării făcute de sora mea. Îți mulțumesc. Deci, ce m-a deranjat cel mai tare, ea fiind destul de matură, dar în același timp destul de imatură, să bagi în fundul sorsa. Dacă într-adevăr are vreo soră, pentru că eu n-am primit niciun mesaj de îmi cer scuze de la sorsa și... Nu cred că este o soră sau, pentru că mă scuzi, cum naiba să aibă sorta parola de la Instagram, să trimită mesaje la una care nici măcar nu o cunoaște, că de obicei la 15 ani toți copiii au Instagram, mă duc și trimit de pe pagina lui sormea, care sormea e sau mai medicul, sau mai asistenta, sau mai ce e dânsa, cum aș putea eu să fac așa ceva? Deci mi-a sultat și inteligența, nu mă cum am făcut incultă, de fapt, oricum, ea mă credea proastă de prima oară, nu? Da. După, ea tot continuă. Femeie. Zice că... Te rog insistent să ștergi numele, tagurile și postările cu mine pentru că primesc de la fanii tăi injurii și friend request-uri în continuu. Este inadmisibil ca pentru o greșeală explicată făcută de o fetiță de 15 ani de pe contul surorii ei să mi se vorbească așa și să primesc atâtea cuvinte urâte. Acum stau și mă gândesc, te-ai simțit bine? Cum te-ai simțit? Sunt foarte curioasă. Cum te-ai simțit când ai primit o grămadă de mesaje care sunt de la persoane pe care nici măcar nu le cunoști? N-au nicio treabă, nimic, n-au nicio treabă cu tine. Cum e să citești astfel de mesaje? Cum e? Să am și o întrebare, că sigur ai să te uiți la video ăsta, am și o întrebare. Cum te-ai simțit? Te-ai simțit bine? Erai mândră de tine? Ei... Imaginează-ți bine că pe mine nu mă deranja că m-ai făcut pe mine grasă și așa, că grasă sunt, adică nu că m-ai făcut, mi-ai zis vreo neadevăr. Dacă n-ai început o să nu te reproduci, că pătura socială, că ești o mare fiță și mare sculă pe basculă, aia m-a deranjat cel mai mult. După încă o dată îți cer iertare, știu prin ce ai trecut, citim mizerile scrise de sora mea și sorta, educată tare dacă într-adevăr ai o soră, dar eu nu cred. Deci eu am zis că bag și mâna în foc că nu cred că are vreo soră. Motivele de frustrare sunt independente de activitatea ta și de imaginea ta. A dorit doar să-mi facă mie rău pentru neînțelegerile firești și diferențe de generație. Încă o dată te rog insistent să ștergi postările căci sunt asaltată de înjurii. Deci, fă-mă să înțeleg, tu cu sora ta nu te înțelegi bine, dar totuși are parola ta de Instagram? What? Eu dacă nu mă înțeleg bine cu fratele, cum n-ai bătut să-i dai o parola de pe Instagram sau de pe Facebook sau de pe oriunde, cum să-i dai o parola? Da, încă o dată. După îmi zice și scriu din spital unde îmi fac treaba, nu din confortul propriului meu pat. Și așa, și dacă scrii din spital, ce? Adică că ea lucrează, făcea practică acum la spital și de acolo îmi scria. Din dovadă că te urmăresc, ți-am citit postul pe Facebook și îmi pare rău că nu crezi că problemele mele de familie ți-au afectat ție imaginea. Îmi pare rău că nu mi-asum niciun rol de scorpie, căci nu sunt una și crede-mă, sunt departe de una. Deci asta m-a deranjat cel mai tare. A continuat a zice că e vorba de sora ei.
Deci a continuat să zică că e vorba de sora ei, când într-adevăr nu este nicio soră. Păi hai să fim pe bune, cum naiba o copilă de 15 ani să-mi zică dear hoarder, obeză, stai cum era, obeză diabetică, vroiam, nu vroiam, când copiii la 15 ani acum greșesc și ei foarte mult din punct de vedere gramatical, să nu-mi zică mie că sora ei, dar în fine, dacă e vorba de o soră, dar eu tot nu cred. Și ea vedea că eu că mă uit la mesajele ei, dar nu, eu nu le răspundeam. Și ea face, poți să-mi răspunzi cu înjurături, cu cuvinte urâte, cu denigrare și cu ce consideri că merit. Vreau să înțelegi că îmi pare rău în numele ei, însă pentru protejarea identității de acest scandal nu o voi face public profilul ei. Prefer să încasez eu tot ce e rău și să-ți explic și să-i explic ei în particular că e rău ce a făcut. You're right. După aia eu i-am scris, ok, eu tot mă abțin să-ți scriu, dar se pare că nici tu nu te lași. În primul rând încetează să-mi insulți inteligența. Pot băga mâna în foc că tu ești cea care a scris mesajul și nu nicio, soră. Asumă-ți că ai greșit și recunoaște. Nu am să te insult, că eu nu reacționez cu aceeași monedă. Eu te fac vedetă dacă asta ai vrut cu mesajul pe care l-ai trimis. Nu poți tu, doctoriță în devenire, să scrii așa ceva. Am făcut și eu colegiu sanitar, nu se compară tu, facultate, eu doar o beată asistentă, dar compasiunea pe care o am eu, tu nu o vei avea niciodată. Și te rog să încetezi cu a zice că e sora ta, că nu cred. După ea zice, lasă-mi numele peste tot, lasă-mi nicul de Instagram să mă înjure toți, dar te rog, blurează sau șterge poza mea de pe Facebook, căci mă simt prost față de logodnicul meu. După aia am zis că mă uitam pe profilul tău, avem 6 prieteni în comun. Știai că 5 din cei 6 au fost la liceu de artă cu fratele meu, știai că pe toți 6 eu îi cunosc, știai că am și eu o familie și cum se simte citind mesajul tău, știai că fratele meu e cunoscut în tot Iașul pentru medalele pe care le-a adus României și pentru că peste tot pe unde mergi în Iași găsești picturi făcute de el. După aia i-am zis că face că îmi cer iertare pentru tot ce s-a întâmplat, nu aș avea niciodată intenția să rănesc pe cineva, am ales cariera asta încercând să fac bine, situația mă depășește. Și i-am zis că da, și pe mine, că tu încă continui să dai vina pe altcineva. Și după aia mai, nu știu ce s-a întâmplat, cred că, nu, face că îmi pare nespus de rău că nu mă crezi, situația mea familială a adus la scandalul ăsta. Eu am învățat să nu vorbesc nici neîntrebată, nici urât, căci îmi doresc să ajut oameni. Sper că prin ploaia de mesaje să înțelegi măcar dorința de a transmite păreri de rău. Păreri de rău știi cum e? Trimiți atunci când ești prins, că dacă ea nu era prinsă, eu nu făceam public sau ceva de genul ăsta, ea nu zicea nimic. Deci era ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, știi? Sau eventual dacă eu înjuram, ne înjuram una pe alta, pac, pac, pac și trecea. Asta a fost când nu i-am zis ceva de dulce, că așa îmi răspundea ea, știi? După tot ea. Stai că m-am uscat la gură. Tot ea. Te voi urmări cu drag în continuare, indiferent ce părere vei avea despre mine. Voi aprecia clipurile și faptul că dorești să împărtășești cu alții experiențele tale de viață, gusturile tale în materie de make-up și bijuterii sunt fenomenale și sper să mă vei accepta ca fan cândva. Never, ever, ever, ever n-am să te accept ca grăsuța mea, pentru că eu nu vreau oameni care vorbesc în halul ăsta. Mi-ai deschis apetitul într-o împrejurare total nefavorabilă, însă ai câștigat umilul respect al unei fete care împărtășește pasiunea pentru vintage. Da, de asta cumpăr gunoi. Și după aia i-am zis, tu înțelegi că nu poți să ieri pe cineva care nu-și asumă ce a făcut și bagă în fundul surorii mai mici. În primul rând, o fată de 14 ani nu are de unde să știe what the fuck e a hoarder sau nu are, cum v-am zis eu, de termeni, de diabetic, de chestii de astea. După aia zice că mama ei este medic. Dar e bună treabă. Și că nivelul ei de engleză este învățat cu diplomă de examen FCE, PLP, pana corbului. Ce diplomă mai are ea pe acolo. După i-am zis că dacă își va cere în sfârșit iertare pe Facebook, pe wall, am să fac asta. După m-am dus și m-am culcat, dar pentru că i-am șters cum ar veni numele, dar nu i-am șters postarea.
După aia îmi răspunde dimineață, convenția era că dacă îmi cer scuze, ștergi postările cu mine, nu poza. Nu, convenția era să șterg poza, să nu mai vadă logonicul tău. Nu, să șterg, mi-ai zis să păstrez numele și numele de Instagram. Uite-le acum încolo. Convenția eu am onorat-o. Părinții mei primesc cuvinte urâte din partea fanilor tăi. Ei ce vină au? Nu știu, că te-au crescut așa? Zic și eu. Fă un clip, spune-ți poveste de-a cyberbullying, asta fac acum domnșoară, pe YouTube, recurge la cadrul legal pentru a-ți rezolva aparența problemă cu o fată studentă la medicină în Iași, dar nu-ți spune fanii să mă amenințe și să-mi înjure părinții. Eu niciodată n-am pus pe nimeni, draga mea, că sigur ai să te uiți, pentru că de data ce te-am făcut vedetă, sigur ai să vrei să vezi și video-ul ăsta. Eu nu am pus pe absolut nimeni. Dacă este vreo singură persoană care eu i-am zis că du-te și înjură pe aia sau du-te și zi ceva lui aia, să vină public. Eu n-am zis absolut la nimeni să ducă să-ți trimeată ție niciun mesaj, pentru că eu nu fac chestii de astea. Eu dacă am avut ceva de zis, ți-am zis pe public, draga mea, ca să vezi și tu cum este. Așa că, încă o dată, știu că tu ai scris, e ok, Dumnezeu să-ți ierte. Eu nu mă interesează persoana ta foarte mult, dar știi cum e, ar fi nașpa să ne întâlnim prin Iași și să ieșim cu prietenii noștri în comun și taman tu să fii pe atunci, că ar fi frumos. Dar da, sper să nu te văd niciodată în viața mea, pentru că, nu știu, sincer, cred că mi s-ar întoarce stomacul, nu pentru că ești urâtă, v-am zis că ești o fată foarte frumoasă, dar mi se întoarce stomacul pentru că eu privesc dincolo de aparențe, deci eu privesc dincolo de frumusețea ta și îți văd din interiorul și interiorul tău e nașpa rău și da, nu știu ce fel de doctoriță o să ai să ajungi, dar dacă într-adevăr a scris sora ta așa ceva, atunci trebuie să înveți să nu mai scrie chestii de astea și să vezi ce se poate întâmpla atunci când trimiți un mesaj de ură la o persoană pe care nu o cunoști, n-ai nicio treabă cu ea și habar n-ai ce cu viața ei și da, încearcă să înveți diferența dintre bine și rău. Camera o să închide, de fapt am să închid eu și am să o redeschid și continuăm. Nu mai pot de cald, deci nu mai pot de cald, mor aici, nu mai pot de cald. Ok, continuăm cu mesajele grăsuților, într-adevăr mesajele grăsuților, nu mesajele haterilor, nu mesajele pe care, ca să auzi și tu. Și să-ți mai explic o chestie cu ce mi-ai zis tu, pardon. Eu în fiecare zi vorbesc 3 limbi străine. Vorbesc română, bine străine, română, 2 limbi străine. Vorbesc româna înregistrând videouri, vorbesc engleza cu soțul meu, cu lumea din jur și vorbesc spaniola cu soacra mea. Deci îmi cer scuze că îmi permit să mai fac și greșeli gramaticale atunci când o fac și nu sunt perfectă. Așa că da, trebuie să înțelegi că nu e chiar ușor, știi? Și cameo se zice în engleză, îmi cer scuze că am zis cameo în loc de camee. Și vroiam, nu voiam, sau voiam, nu vroiam. Asta e, nu mai fac greșeli. Sunt om la urma urmei, nu sunt perfectă și nici nu. Nu sunt perfectă. Cum era melodia? nu sunt perfectă. Nu mai știu. Era o melodie, nu sunt perfectă. Da, începem cu primul mesaj. Am zis că citesc la grăsuț, dar se pare că Andreea Onică îmi zice păcat că ești grasă. Dar de ce păcat, draga mea? Ce să fie păcat că ești grasă? Adică ce, dacă nu eram grasă, ce, era mai bună sau cum? Mergea gura mai repede sau care e diferența? N-am înțeles. După au avut 21 de replici de la grăsuții mei, așa că o las cu mesajele lor. După îmi zice Jenny, citesc mesajele de la ultimul video pe care l-am făcut, colecția mea de broșe vintage și moderne. Am avut 5836 de vizualizări, 14 dislike-uri. Ce aveți voi? Nu v-a plăcut Ferrari-a mea sau care e problema?
și 298 de like-uri. Mulțumesc foarte mult pentru fiecare like în parte. Dar voi ăștia 14, ce ați avut? Și nu v-a plăcut, nu înțeleg. Of, of, of. După, Jenny Strâmbau zice, poți folosi o eșarfă pe care să pui broșele, apoi eșarfa o poți agăța pe un dulap. Sper că te-a putut ajuta. Mulțumesc foarte frumos. Am citit mesajele tuturor și cea care mi-a atras foarte tare atenția a fost cea unde să le pun pe curele și mi-am cumpărat azi două curele. Zilele astea am să fac chestia aia și am să mai cumpăr curele pentru că două nu ajung. Mit Mădălina, ești așa de atât de frumoasă. Mulțumesc foarte mult, Mădălina. Delia Badea, sunt superbe toate, să le port sănătoasă și cu mult drag. Mulțumesc foarte mult. Ilie Cătălina, le poți pune într-o cutie puțin mai mare. Mulțumesc foarte mult. Ubisoft, nu contează cum arăți, ci caracterul. Bravo, în sfârșit o persoană inteligentă. Nu mai judecați lumea după cum arată. Stai o leacă, vorbește leacă cu ea. Dacă crezi că e ceva de cap, ei stai de vorbă. Dacă nu, mergi mai departe. Suntem așa de mulți oameni, vă dați seama. Nu știu, stai să judeci pe fiecare așa. Ăla e gras, nu-mi place. Ăla e scund, nu-mi place. Ăla e înalt, nu-mi place. Aia are păr lung, aia are păr scurt. Aia nu-mi place, aia nu-mi place. Ce înseamnă asta? Stai, vorbește, comunicați. Super tare, zice, scuze că te întreb, dar tu locuiești singură? Nu, locuiesc cu soțul, cu socru, cu socra, tot familionul. Mihaela Popescu, broșa ceșcuță, cred că ar trebui să-i o faci cadou mamei tale dacă ea colecționează ceșcuțe. Bravo, mulțumesc frumos, așa am să fac. Te vezi, cineva se uită. Tot ea zice, poți să pui pe margine dulapul două cuie cu sau pioneze, una la un capăt și alta la celălalt și să intre ele o ață și pur și simplu le înșirui pe ața aia, chiar pe dulap din spatele tău, un șir sus, altul jos și tot așa. Faza e că scaunul ăsta are spătar, nu știu dacă îl vedeți, și de foarte multe ori atinge mobila în spate și mie că să nu le dau pe toate jos sau să-mi fac vreo istorie pe acolo, plus să zgârii geamul sau n-aș putea să le pun pe dulap acolo. Vedem noi, găsim noi o soluție. Îți poți cumpăra un mini dulăpior cu câteva sertare pe care îl poți pune pe o masă și așa le poți avea organizate sau poți lua cutii din acelea unde se pun la vânzare inele și le poți pune acolo. A zis Family, Nunța și România. Faze că n-am unde. Mini dulăpior n-am unde să-l pun. Chiar nu am spațiu unde să-l pun. Gabriela Tatiana, și mie îmi plac mult broșele, dar e greu să găsesc ceva frumos. Așa este România, dacă, și dacă e frumos, e super scump. Tu, Gabriela, zice, ai putea să le pui pe sacoș, să-l pui în dulap și când vrei o broșă, îl scoți, ai luat broșa și-l pui înapoi. Da, așa este, dar dulapul meu, tu știi cum e tixit? E super tixit de haine și da, trebuie să mai donez iară și din ăsta să fac încă o dată o reducere de haine pentru că iară s-au adunat foarte multe și nu știu când, nu știu. Giulia Ionela zice, haide fă un room tour. Am să fac, la 10.000 de abonați, la 10.000. La 100.000 de abonați am să fac în sfârșit și room tour-ul, până atunci mai durează. Bogdan Bucur, și eu mă uit la Andreea Balaban, îmi place foarte mult. Și mie îmi place. Cum se îmbracă. Made by Denisa, îți poți cumpăra o cutie mai mare pentru bijuterii cu mai multe compartimente și să-ți ții broșele acolo. P.S. sunt frumoase ca tine. Ca și tine. Mulțumesc foarte mult, Denisa. Roxana Alexandra, semănăm la faptul că ne plac lucruri unice. Ce drăguț ai aranjat părul. Mulțumesc foarte mult, Alexandra. Sweet Larry zice, te ador, mulțumesc frumos. Ioana Vasiloiu zice, bună, părerea mea e că dacă găsești polistiren și îl învelești cu un material frumos și culoare deschisă, eu zic că e super mișto și pui toate minunățile înfipte în polistiren și o să stea chiar frumos acolo, nu o să-ți cadă deloc. Mulțumesc foarte mult, o să încerc acum cu curele și după aia data viitoare, dacă nu merge, încercăm cu altceva. Am o grămadă de mesaje și mă bucur foarte mult, o grămadă de idei. Eu zic să iei o ață mai groasă sau un lanț mai lung și să le pui pe el, le închizi și le pui undeva într-un cuier ceva. Sau le poți prinde de perdea. Dar cum ajung eu să-mi iau după aia o broșă? Trebuie să călăresc patul să ajung la perdea.
Da, vedem. Claudia, te-am descoperit recent, ești genială, continuă. Mulțumesc foarte mult. Queen Bee, Florici... nu mai zi Floricico. Floricico, ce-ți mai plac floricelele. Frumoasă colecție de broșe, dar știu că mai ai o colecție de căni și ceșcuțe frumoase. Sper să ni le arăți cândva. Acuși ne bate toamna la ușă, poate ne inviți la o cană cu ceai în ceșcuțele tale frumoase. Te pupăcesc. Eu nu am colecție de ceșcuțe. Singure ceșcuțe pe care eu le am sunt ori alea mai mari, așa, de la Starbucks, ori acelea în formă de... cu ochi, cu gură, cu așa, alea le am, atât. Restul pe care le am, le trimit mamei mele, nu sunt pentru mine, sunt pentru mama, că ei îi plac ceșcuțele. Manole, Gabriela... Stelu zice, dacă ar veni la mine o zână și mi-aș spune care e dorința ta, mi-aș dori să fiu prietena ta și să știu că ai un suflet cald. Sper să citești și acest mesaj. Te rog să nu pui la suflet vorbele rele, că și eu știu ce e greu să slăbești, din păcate, și eu mă lupt cu kilogramele, dar pe mine nu mă interesează ce spune lumea, nu-mi pasă, eu îmi trăiesc viața. Te pup, mult succes la abonați. Mulțumesc foarte mult, Gabriela, și nu ai nevoie de zână. Odată ce ești abonat aici, toată lumea e prietena mea. Corina Nagovski zice, când mai avem filmare, pupici? Astăzi, știu, ce scuze. Dănuța. Manole Gabriela Stelu zice, Dănuța, te urmăresc de mult timp, m-aș abona și eu la tine, dar din păcate nu știu prea bine cu telefonul, dar nu-i nimic, că oricum te urmăresc, ai bijuterii foarte frumoase, am și o colecție de broșe. Cum te poți abona? Scrie acolo jos. Abonat. Apeși acolo. Atât. Și ești abonată. Atât trebuie să faci. Doar să apeși pe acel buton unde zice abonează-te sau ceva de genul, sau subscribe. Nu știu pe ce limba ai tu telefonul. Dar atâta trebuie să faci. Nu e cine știe ce. Adică nu trebuie să-ți faci cont, să plătești ceva. Nu. E moca. Apeși acolo. Pac. Abonat și gata. Pentru că văd că ai cont. De asta zic că nu trebuie să faci altceva. Mădălina Nicol, papagalul meu Paco este exact ca broșele tale în formă de papagal, super tare. Eu am 3 papagali. Betty Hlaiduc, mă sun de Paște, îți dau un mie. Zice, bună. Denisa Stanciu, pe niște pamblici pe care le poți pune oriunde. Mulțumesc. Maia Ioana, faci, te rog, colecția ta de pap, de păpuși pap. Vreți colecția mea de păpuși pap? Nu am foarte multe, dar am câteva. Aș putea să vă arăt într-o zi dacă vreți neapărat. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă vreți să vedeți colecția mea de Funko Pop. Super Baby One, toate mi-au plăcut. Wow, Dana, ce superbe sunt. Nu sunt eu mare fan a broșelor, dar astea sunt foarte frumoase. Mulțumesc foarte mult. Ancuța Aurelia, ce să facem? Tot cu munca. Îmi place cum ți-ai făcut părul semen cu un ursuleț, zice Maya Blog. Anca Lupei, deci eu nu mai pot. Deci îmi curge apa pe spate, cineva îmi trimite o poză. Andreea, nu pot să-ți răspund acum. Îți răspund după. Anca Lupei zice, bună Dănuța, ce zi? Se zice că ochiul vede tot ceea ce tu faci și el nu spune nimic. Așa nici tu nu trebuie să spui de el nimic. Și se mai zice că nu e bine, dar e posibil să fie de la curent. Să știi că m-ai făcut să plâng în această seară când am văzut ce ai tu acolo. Eu ador broșele, mi-aș pune și la pijamale. Și aici nu găsești nimic, nu prea am văzut bijuterii la noi. Te pup cu drag și te iubesc. Mulțumesc foarte mult, Anca, îmi pare rău că te-am făcut să plâng. Îți dai seama că nu asta e intenția mea. Intenția e că toată lumea cere să vă fac colecții, arată-mi colecția și nu știam ce să vă mai arăt. Și știam că colecția mea de broșe nu v-am arătat-o decât așa în mare, erau toate într-o cutie. Și am zis că acum să vi le arăt așa una câte una. Francesca Iurovici, colecția ta de broșe este minunată, ești foarte faină, zi faină să ai, te pup, tot leacă cum curge transpirația. Băi, e foarte cald, deci e foarte... Nu știu dacă mă credeți, a venit soțul meu mai devreme că nu mergea bine camera, că s-a lăsat în jos, pentru că observați, acum este mai sus camera mea. Și face că... Alții nici nu trebuie să mai mergi la sală, stai aici în cameră, fără ventilator și ești la saună.
Deci nu mai trebuie să mă duc nicăieri pentru că e super, super, super cald. Irinel Tatar, să nu te iei după mine că ești grăsuță. Tu ești grăsuță și frumoasă. O seară plăcută. Da, n-am zis niciodată că poți fi vreo slabă și frumoasă. Sunt grăsuță și frumoasă. Anita Costiniuc, îmi dă pupici, te pup și eu, draga mea. Sephora Bacanu, îmi place foarte mult de tine, deoarece când povestești semeni cu fosta mea profesoară de istorie. Și eu aveam, sincer, aveam o profesoară de fizică în liceu, doamna Foca o chema. Nu știu acum dacă mai e, dacă nu mai e, sper că mai e. Foarte severă, dar în schimb când era să povestească și stilul care o povestea ea și o doamnă foarte bine, elegantă, foarte frumoasă, cred că n-am să uit cât am să trăiesc. Îmi plăcea și mie foarte mult cum povestește. Ana Maria Vacariuc, te ador, mulțumesc foarte mult. Daniela Covaci, doamne, doamne, câte minunății, să le port sănătoasă, eu le țin într-o cutie cu separatoare. Și mie mi-a trebuit o cutie, dar îți dai seama câte separatoare trebuie să aibă cutia respectivă? John Smith, adică Alina, zice când se mai bate ochiul, ți se mai bate ochiul să-ți faci cruce acolo la el și să zici de te bați de bine, bate până mâine, de te bați de rău, stai la locul tău și o să treacă, să știi că am făcut asta și nu mai țin minte dacă s-a oprit sau nu, dar sincer să fiu, nu mi-a mai bătut cel puțin de o zi și nu mi-a mai bătut deloc, nu știu ce a avut, chiar nu știu ce a avut, păi era azna și ochiul ăsta. Eduard Mocanu zice, hei, 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 mi-a venit o idee genială. Sunt anumite benzi magnetice care le poți lipi pe marginea dulapurilor sau pe pereți dacă nu sunt magneți micuți de cumpărat și lipești cu pistolul de lipit și cele metalice sigur vor fi în viitorul tău, în vizorul tău zi de zi. Și ar fi foarte interesant pe marginile dulapurilor și ar arăta și foarte drăguț la cameră. Asta a fost ingenioasa idee, pupici grăsuța, spor în continuare. Mulțumesc foarte mult, Eduard, chiar este o idee foarte bună. Vranghelul tău de... nu mai pot. Este o idee foarte bună și am zis că dacă... na, am foarte multe idei acum de la voi și voi găsi pe cea mai bună și cea mai convenabilă. Eu mă gândeam să pun pe curea și aici, cum am eu câteva cârlige, să le agăț acolo și să stea acolo frumos și tot la fel sunt în vizorul meu, vom vedea. Raicu Cristi zice că broșa mea preferată e aceea cu jumate soare, jumate lună. Ești foarte simpatică, nu de foarte mult am dat, de foarte mult timp am dat de tine, dar în fiecare seară mă uit la câte un videoclip de altă cu tine. Mult succes în continuare, îți mulțumesc foarte mult. Și încă o dată bine ai venit în familie. Alexandra, Alex, ține tot așa, ești super, mulțumesc. Ana Maria, ar fi fain dacă ai face un clip în care ne prezinți ce colecționezi tu. Te pup și ești minunată. Colecționezi de toate. Da, nu chiar de toate, dar în ultima vreme v-am zis că încerc să renunț la foarte multe colecții pentru că, oh my, gata. Ioana, îți ador broșele, mulțumesc frumos. Tofan Gabriela, îmi place maxim broșa mare cu chietrișele. Pupici, te pup și eu și mie îmi place aia cu chietrișele. Ioana 77, wow, ce... frumoase sunt broșele, tu ești o drăguță. Mulțumesc foarte mult. Ioana Timi, ce frumoase sunt. Mulțumesc. Mina Ioana, poți să iei o cutie mai mare și să pui o bucată de polistiren și să le înfingi acolo. Mulțumesc de idee. Dobri Ionela, bună Dana, ne place să ne uităm la tine indiferent ce ne-ai arăta. Broșele le poți prinde și pe un plover vechi pe care nu-l mai folosești, nu neapărat pe un sacou. Te pupăcesc și te îmbrățișez cu drag. Mulțumesc foarte mult, Ionela, și eu la fel. Irinel Tatar, arată-ne colecția ta cu bete, i-am zis că într-o zi am să o arăt, într-o zi când am să fiu la casa mea și am să le pot pune pe toate să stea așa, să pot să vi le arăt. Cineva le-a numărat și chiar eram și eu foarte curioasă, îți mulțumesc foarte mult, Lenke Kiss, că ai numărat broșele. Zice că 108 broșe, eu zic să dai vreo 8 la subsemnata care naște acest comentariu, așa că să fie bine, să nu fie rău. Da, ar fi o idee, nu? Catarigiu, Carmen și mie îmi plac, îmi ești foarte dragă, mulțumesc foarte mult, Carmen. Andreea Onică, asta e aia care e păcat că ești slabă, grasă, zice că ești tare nebună, fa. Fa, ai vrut să zici ființă adorată, nu? Adorabilă, sau cum se zice la... Da, 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 am înțeles eu. Xena zice, unde le vinzi? Dacă ai ceva site, mi-l dai și mie? Și am zis că astea nu le...
Astea nu le vând. După aia mi-a zis că îmi lași site-ul. Eu nu vând pentru România sau internațional. Tot ce vând eu se vinde aici, în America, pentru că atunci când eu le trimit, am tracking number, am numărul în care pot vedea exact când ajunge pachetul la ei și nu se pierde pe undeva sau ceva de genul ăsta. Și așa în România nu am cum să fac chestia asta, pentru că trebuie să plătesc suplimentar pentru a avea un tracking internațional și plus costă foarte mult. Să zicem că eu vând oja asta, au făcut $5. Păi eu, ca să ți-o trimit ție, trebuie să plătesc cel puțin, bine, nu oja, altceva care e asta, metrul ăsta. Eu, ca să ți-l trimit ție, trebuie să-l plătesc cel puțin $13 transportul. Păi la asta mică, că dacă e ceva mai mare, plătesc mai mult. Deci îți dai seama, cum naiba $5, tu plătești pe asta 5, plătești 13 transportul, nu e convenabil, știi? De asta eu nu vând internațional, deocamdată vând numai pe aici, în America, dar, nu știu, mă gândeam că în câteva săptămâni trimit un pachet acasă și nu știu, dacă aș să trimit ceva, ce să trimit? Papuci? Ce să trimit? Ar fi persoane interesante să cumpere papuci pe care eu i-am găsit la secundin. Bineînțeles că n-am să-i dau la $1 cât am plătit eu. Mă refer că sunt cei de la Guess, sunt unii care arată foarte bine, poate îi trimit cumnatei mele și așa, dacă vreți să-i cumpărați, îi puteți cumpăra direct de la ea. Și, na. Virica Alistar, toate-s faine, mulțumesc. Păun Teodora, Grăsuță, dă camera mai departe că nu intri în cadru. Zice că alta, zice că scuze, dar nu eu am scris mesajul ăsta, cred că l-a scris verișoara mea pentru că ea se uita azi la tine. Oricum, îmi pare rău numele ei, sper să mă ierți, eu chiar mă uit la tine cu drag. Scuze încă o dată numele ei. Mm-hmm. Și eu, răspunsul meu a fost, ha, 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 ce glumă bună, te rog, încetează, ha, 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 nu mai pot de râs. Doamne, ar trebui să faci stand-up comedy, prea glumeață ești. Mă refer la verișoara ta, dacă nu tu ai scris mesajul. Claudia Simion zice, prinde-le pe un burete, mulțumesc foarte mult. Ha, ha, ha. Da, pe mine v-am zis, când e vorba de copii, mă amuză mesajele pe care le trimit ei. Când e vorba de adult educat, nu chiar așa de tare. Sebi Mois zice, aluminiu cred că se numește metalul. Și de care zici. Andreea Unică, zice că la taifas cu grăsuța, în loc să zică la taifas cu grasa. Dar grăsuța sună mai frumos, fătă, și vrei. Dacă mie îmi place și cu grăsuța. Cineva zice că canalul tău nu trebuia să se numească Andreea Unică, trebuia să se numească Andreea Prostică. Bună asta. I-am zis și acolo că bună a fost asta, Gabi. Sebi Moise zice salutare, salutare. Liliana Avram, ce broșe superbe, te pup grăsuța noastră, te pup și o Liliana. Alina, broșele le poți agăța de un fir de ață mai gros sau o pamblică, apoi poți să le pui în orice loc vrei tu. Mulțumesc foarte mult. Irina Mihaela zice pe o eșarfă, fular, etc., pe un umeraș în dulap. Hai să gătim, zice, pe o pernă. Simigiu, Oana, Andreea, Doamne, cât sunt de frumoase. Victoria Simion zice, te rog să-mi dai o inimioară, te iubește, prețuiesc, te iubesc, să fii sănătoasă. I-am dat inimioară. Alexandra Panfil zice, sunt superbe broșele, au început și mie să-mi placă. Să-mi placă și mie, știți că eu sucesc cuvintele. Chiar se poartă, le-aș prinde frumos pe o pernuță. Oricum, multe din ele le știam deja de la video, dar oricum mi-a făcut plăcere să le revăd. Încerc să mă grăbesc pentru că sunt 21 de minute și deja nu vreau să depășesc o oră. Alina Jones mi zice, câte frumuseți ai acolo, de când te urmăresc pe tine am început să-mi placă și mie broșele. Înainte nu prea mă dădeam un vânt după ele, dar acum le ador. Și răspunde și lui Andreea Unică, păcat de tine că ești atât de frustrată și lipsești cei 7 ani de acasă. Sorina Chirica zice, dacă ți se zbate ochiul drept e de bine, iar dacă se zbate cel stâng este de rău. Eu așa știam, ești super. Și era cel dreptul, deci cred că a fost de bine pentru că am vândut foarte, foarte multe jucării, deci foarte multe jucării și nu numai jucării, am vândut și pe eBay și pe Instagram, deci a fost o săptămână foarte bună din punct de vedere a vânzărilor. Dar poate de asta s-a zbătut așa de ca nebunul. Crângașul Mariana a zis că soarele și luna erau foarte interesante, toate sunt frumoase, te pup. G. Helena Vlogs zice foarte frumoase broșele, la fel ca și tine. Mulțumesc frumos, dragă Helena. Helena, nu? Așa e, nu? Crângașul Mariana, mie mi-a plăcut cele cu peștișori.
Oare ce se întâmplă dacă le spui numele în video? Chiar sunt curioasă. Ea se referă că știți că multe persoane zic și mie numele, zic și mie numele. E, da. Andreea Andi zice super broșe și tu la fel, ești superbă ca și în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult. Oana Maria Stoian, foarte frumoase toate. Cineva cu scris foarte, nu știu ce, japonez, chinezez, corean, ceva de genul. Grăsuța mea, am o idee. Prinde două sau mai multe cuie pe ușa de la dulapul în interior, unește cuiele cu o sârmă sau o oață mai groasă și apoi poți să atârn broșele pe acea ață. Sper că mă înțelegi. Este foarte bună ideea și în interiorul ușilor și da, e posibil să fac și asta. Miha S. Frumoasă tare colecția de broșe. Mulțumesc foarte mult. Tot chinezoică, coreana, în ce limbă scrii? Chiar sunt foarte curioasă să zici în ce limbă scrii. Zice că, wow, ieri aveai 13.000 de abonați, iar acum ai 14.100. Și acum avem 14.000 cât? Și un pic, nu? Chiar cât avem acum? 14.800. Teodora Cristian. Bună, mi-a plăcut tare mult trandafirul cel roșu sau cel galben și cred că materialul din care sunt făcute este inox. Și broșa care mi-a plăcut cel mai mult a fost Soarele și Luna. Te îmbrățișez cu drag și te pupăcesc. Mulțumesc foarte mult, Teodora. Leonida Necula zice că bună, grăsuță, preferata mea este cea cu Believe. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că ți-a plăcut. Ioana Ici. Am dat întâmplător de tine, pot spune că m-ai cucerit. Ești foarte simpatică, îmi place entuziasmul și bucuria cu care filmezi, reușești să aduci zâmbetul pe buze celor ce te urmăresc. Te pup, mult succes în ceea ce faci. Îți mulțumesc foarte frumos. Ioana Adina îmi zice să iau un sacou sau ceva dintr-un material mai gros și pune-le pe el broșele, atârnă-l de ceva și așa le poți vedea pe toate. Corina Nagovski. Bună, Dănuța, îmi plac toate broșele fluturașe. Eu chiar nu știu cum să pot să ții ordonat atâtea broșe, nici eu. Poate în separatoare pentru machiaje, chiar nu știu, te pupăcesc apăsat. O fată specială, ce broșe frumoase ai, să se facă colecția mai mare care e în adevăratul sens al cuvântului, ochiul format. Eu broșele mele prăpădite, că 7 am, le țin pe ușă, am pus un material găsit prin casă, poți însă, dacă nu ai loc, să pui o bluză care nu-ți mai place și o pui pe ușa unui dulap, chiar și cele din spate. Te pup cu mare drag. Ești cea de la minutul 8.53, cred că ar valora ceva. Bău. Andreea Pădureț, prindeți broșele de acea gămălie pe un panou, de acea de gămălie pe un panou de polistiren. Nu este o idee grozavă, dar măcar este o idee. Mulțumesc foarte mult pentru toată lumea care mi-a lăsat câte o idee. Petre Claudia Vlog, superbe, mulțumesc frumos. Carmen Dida, ești amuzantă tare, îmi plac probabil toate, mai ales broșa buburuză. Măi, dar la fiecare video se găsește câte o specie de copilă, ca altfel nu le pot spune decât că sunt copile. Chiar nu le pot înțelege atitudinea și comentariile. Frustrate, tare, trist, foarte trist. Așa este, este foarte trist, dar asta e, cresc. Cresc și ajung doctori. Nicoleta Popa, ești foarte tare și frumoasă. Mulțumesc foarte mult. Vlad's Show, broșele sunt frumoase la fel ca tine. Apropo, Vlad's Show este cel care a făcut primul fan page pe Instagram, care se cheamă La Taifas cu Grăsuța. Așa că dacă vreți să urmăriți sau dacă vreți să intrați în fanul page, fan page sau fan club sau cum se mai cheamă, a fost foarte interesant să văd chestia asta. Puteți să vă duceți să vă abonați la el. Nu știu ce o să facă, ce n-o să facă, habar nu am. N-am avut niciodată un fan club, fan nimica, deci nu știu ce se întâmplă la un fan club. Vlad's Show, poate ne dai și nouă mai în detalii ce faci tu acolo. Alexandra Vulpe, câte minute, 26, vai, și mai am o grămadă de mesaje. Bun, ai putea pune broșele pe o fructieră etajată cu dimensiuni medii pe care o poți pune într-un raft sau chiar pe un birou. Deci nu citesc tot mesajul pentru că îmi trebuie foarte multe etajere, pentru că ai văzut că am 100 și ceva de broșe, nu pot să le pun pe etajere, trebuie multe de aia, dar vedem cum e treaba cu cureaua. Lăcră, le pui pe fiecare într-o punguliță mică ca să nu se oxideze, să se întrețină ca și noi, după care le poți prinde într-o carte sau caiet studențesc. Nu înțeleg. Cum să le prind? Dacă sunt în pungă? Carte nu atârnă, nu pică? Bă, am să încerc într-o zi să văd chiar de curiozitate. Wow! Vasilica Angel. Mi-a scris Roman, deci e posibil că depășim ora.
am reușit abia după 2 ore de bucătărială să te văd. Mi-au plăcut toate broșele tale, mi-ar plăcea să mă teleportez și să merg cu tine în toate second hand-urile. Come here, vină cu aici, că te duc eu, vină cu aia. În toate second hand-urile de acolo, că ți-am spus că sunt mare pasionată de ele și am toată casa plină și acum de saci cu îmbrăcăminte și cu diverse materiale pentru handmade pe care le fac, dar am și multe zdrângănele, bijuterii, nu mai multe cutii. Mie mi-ar trebui 2 camere minim pentru astea și un atelier de confecționat diverse. Deși am donat toamna trecută, nu știu dacă ai scris corect sau nu, 250 de saci de îmbrăcăminte și diverse pe care tot de la second hand le-am procurat în decursul, cred că, 8-10 ani. De fapt, da, 200, da. 8-10 ani, tot mi-au rămas multe, dar acum mă abțin cam de un an pentru că nu mai am spațiu și nu mai am bani, căci sunt pensionară. Până acum un an am lucrat încă 5 ani și luam și salariu și pensie, căci am lucrat în învățământ fiind profesor psihopedagog. Deși am 65 de ani, am multe proiecte handmade, dar vreau să-mi fac și un canal de YouTube. Continuăm. Să arăt ce am realizat, deci să fac un canal de YouTube și să arăt ce am realizat și cum se confecționează până acum. Nu am comercializat, nu am vândut, dar am făcut ca 200 de trandafiri făcuți de mine și câteva coliere. Tare mi-ar plăcea să pot să-ți trimit și ție, mai ales pentru a le pune pe cap. Deși sunt la vârsta asta de 65 de ani, eu port în fiecare zi când ies din casă asemenea flori pe cap. Mi-ar plăcea foarte mult să văd o poză cu tine. Dacă ai pagină de Facebook, te rog să-mi dai accept la Elena Bazan. Chiar sunt foarte curioasă să văd ceea ce faci tu și sunt foarte curioasă ce flori porți pe cap, că vreau și eu flori porți pe cap. Și chiar nu-mi pasă că unii, dacă nu majoritatea românilor, mă judecă. Mă bucur foarte mult, deci mă bucur foarte mult că nu-ți pasă și fii tu. O viață o ai. Dacă eu mă simt bine în pielea mea, mă bucur că existi, te rog să continui ceea ce faci, că faci bine, te pupăcesc dulce. Te pupăcesc și eu dulce și chiar eu una ți-aș recomanda să faci, dacă într-adevăr ești pasionată de chestia asta, dacă ți-ar plăcea să stai să vorbești cu cineva în cameră, bine că nu vorbești singură, vorbești cu cineva acolo în cameră, cum eu vorbesc cu 14.000 de grăsuți, așa e să vorbești și tu cu 14.000 de trandafiri. Și poți să faci, chiar sunt foarte curioasă să văd ce anume faci, să ne dai și nouă idei, îmi place, adică să mă uit la canale de astea handmade, pentru că nu știi niciodată ce idee super găsești acolo și da, dacă vrei să te apuci, eu zic să te apuci. Simina Adelina zice că o să găsești o idee pentru că ești descurcăreață. Mulțumesc frumos! Steven Vlogs zice: hei, bună ziua, scriu din nou pentru că este ziua surorii mele, Thea, care are 4 ani și cum ți-am mai zis, îți adoră intro. Poți să-i spui, te rog, la mulți ani următorul tău video, tu, grăsuța. A, da, și poți pune broșele pe niște pantofi sau pe pălării și să pui ca decorații pe mobilă sau nu mai știu, te pup, sau nu mai știu. Da, la mulți ani, Thea, 4 anișori, te pup cu drag și să crești mare și sănătoasă. Cami Fotache, eu aș pune pe un tricou pe umeraș. Corina Mariana, numai la machiajul te gândești, poate prinse într-un album Fato. Da, când scrieți mai multe mesaje, nu-mi dau seama că trebuie să le scrieți tot odată. Știu că sunt persoane care urmărește video și lasă mesaj, dar după, dacă intervine altcineva peste asta și voi vă continuați ideea, eu nu mai știu ce ați vrut să ziceți. Așa că îmi cer scuze dacă câteodată nu știu ce ziceți. Beatrice Blidar, îmi place mult ceea ce faci și nu am crezut niciodată că într-un second hand sunt lucruri așa interesante. Draga mea, nu știi ce pierzi? Du-te și vezi, pentru că și în România sunt foarte multe chestii de astea. Madalina Icleanu zice: poți să faci Draw My Life? Ar fi foarte cute să știi mai multe despre grăsuța noastră. Te pupă, ce? Să moară Veta dacă știu ce înseamnă Draw My Life. Ce înseamnă? Și explică-mi ce înseamnă Draw My Life. Miruna Miru, să le pui pe o căciulă sau fular? Nu am fularuri aici, că aici nu este iarnă mai niciodată. De-abia aștept toamna. Nu mai pot de cald. Cred că am zis azi că nu mai pot de cald 1000 de ori, nu? Andreea Andra, ai niște broșe foarte frumoase, am și o idee ca să cum să pui broșele, dacă ai o cutiuță și pui un burete sau un prosopel în cutie și prinzi broșele în cutiuță.
Sper că te-am ajutat. Eu nu am încercat, dar sper să fie o idee bunicică. Te pup. Te pup și eu. Ramona Uritescu zice, draga mea, să știi că eu nu am mai purtat niciodată o broșă. Că eu nu am purtat niciodată o broșă și chiar nu am niciuna. Însă de când am văzut la tine și la Balaban, am zis că chiar arată foarte bine. Să știi că chiar arată foarte bine. Îți sugerez, dacă găsești pe acolo, să-ți cumperi. Toate sunt foarte frumoase, te pup, zice Daniela Lazarov. Ali Fata 123 zice, ai foarte multe și drăguțe. Mie mi-a plăcut foarte mult broșele cu camee, te pup. Ioana Rus zice, super. Secretele mele, grăsuțo, ai o colecție minunată de broșe. Le poți aranja pe o plută și le poți pune într-un sertar. Te pupăcesc, grăsuțo. Te pupăci... Vorbesc prea repede, nu? Te pupăcesc și eu. Denisa Timofticiuc, te pup mult, grăsuța. Te pup și eu, Denisa. Laura M. mă pupă, te pup și eu. Luminița Braic, e de bine, dar ai grijă și la ventilator. Mulțumesc, dragă Luminița. Le-aș băga în sertar, zice Saban Lupu. Loredana Marin, ce frumuseți. Costel Oancea, tu cumperi doar? Mai și vând. Să știi că nu mai cumpăr, mai și vând. Deliuț. Deliuță Răileanu zice, ia o pernă mică și pune-le pe pernă. Iuliana Ungureanu zice, ai putea să-i trimiți câteva Andrei Balaban, s-ar bucura foarte mult. Și am zis în un video respectiv, în mesaj, am zis că am vrut să-i trimit felicitări acum un an de zile, dar nu am avut plăcerea să răspundă la mesaj pe Instagram, așa că de atunci m-am lăsat la mâna mea. Așa că, da, nu am de gând să mai trimit absolut nimic. Elena Gabriela, ce de broșe, mai dăm și mie. Da. Poate cine știe, am să o pun la următorul, nu știu unde e punguța, dar poate în video următor am să vă arăt o chestie care am cumpărat-o pentru următorul giveaway, când o să-l fac, nu știu când, deocamdată nu este niciun giveaway. Vi le arăt eu altă dată, în altă zi. Daria Domunco zice, ai putea să spui broșele pe un material și să le pui în dulap? Mulțumesc foarte mult. Lucky Cat zice, se mișcă gentuța la păpușă din spatele tău. Și Micaela Călin a zis că are, pentru că are ventilatorul pornit. Și eu i-am zis că am fantome. Aia chiar, uite ce se mișcă, vedeți? Și nu e gentuță, e eticheta de la păpușă, pentru că eu de obicei nu scot etichetele, că dacă într-o zi mă decid să vând toate păpușile de la Betty sau vând toată colecția de la Betty, sunt mult mai valoroase atunci când au o etichetă decât atunci când nu o au. Mihaela Stancu zice, sunt foarte frumoase și machiajul îmi place mult, îți stă super. Alexandra Melania zice, ai putea să faci un video care să ne prezinți casa? Poți lua un calendar vechi și să ți le agăți și să o alegi pe care o vrei. Casa nu am să vă arăt niciodată, pentru că e casa soacră-mii și ea nu e de acord cu chestiile astea, dar când o să am casa mea, mie nu-mi pasă, eu vă arăt. Vă arăt și Buddha, dacă vreți. Viorica Moisienco zice, mi-a plăcut foarte mult broșele și câteva dintre ele le-am recunoscut că le vedeam pe holuri. Fluturașii sunt foarte frumoși și papagalii. Pupiși, draga mea, te pup și eu, dragă Viorica. Crângașul Mariana, acum sunt la serviciu și am multă treabă, te voi urmări mai târziu. Mădălina, bună dimineața, bună dimineața. Oana R. zice, cred că farmecul second-hand-ului este că poți vedea lucruri unicate. Te pup, așa este, eu v-am zis de foarte multe ori, eu când mă duc într-un second-hand, pentru mine ca și cum aș deschide dimineața cadourile de Crăciun, că nu știi niciodată ce găsești înăuntru, așa este pentru mine într-un second-hand. Eu când mă duc acolo e ca și cum este dimineața de Crăciun, nu știi absolut niciodată ce găsești în interior. Iuliana 0804-1979, ăsta ce e numărul de telefon? 00 apă caldă. Mi-a dat o inimioară, dau și o inimioară înapoi, Iuliana. Petra Feder zice, ai putea să-ți pui broșele pe curele și să le pui într-o cutie și să le rulezi, iar când îți trebuie să o derulezi și poți să le pui pe culori și bla bla bla. Mulțumesc foarte mult, Petra Feder, ideea ta am să o folosesc. Mi se pare foarte interesantă chestia cu pecurele și am să o fac. Ai niște broșe minunate, zice Andrei vloggerul. Ai niște broșe minunate, mi s-a părut ingenioasă ideea să ții mai multe broșe ca să le așezi în diferite forme. Într-adevăr, au un design foarte frumos, o zi minunată tuturor grăsuțelor și grăsuților.
Mulțumesc foarte mult, o zi faină și ție. Ana Lisa zice pup, te pup și eu. Bianca, poți să iei câteva cuiere, să atâni cumva broșele de ele și să agăți cuierele pe unde mai nimerești prin lac, pe nicăieri. Roberta Rebela zice, ai putea să-ți pui o cutie din plastic cu multe, multe separatoare și să ți le pui acolo. Și asta e o chestie, te ador și te pup, te pup și eu. Ana Lisa, eu abia m-am trezit. Crezi că poți să-mi dai modelator, scuze, dacă te-a supărat întrebarea mea, să-ți dau ce? Cumpăr o ramă de foaia 4A5 și în loc de hârtie pui o bucată de material și apoi îți agăți de material una după alta. Crezi că poți să-mi dai modelator? Nu înțeleg ce vrei să zici cu modelator. Andreea Unică, păcat că ești grasă, am citit asta. Andreea Pădureț, wow, câte broșe ai! Multe, nu? Dimachie Iuliana, te pup dulce, te pup și eu, draga mea. Alexandra Negru, eu am auzit că e de rău dacă ți se zbate ochiul. Cele mai frumoase sunt cele cu lănțișoare. Oricum, toate sunt drăguțe. Mulțumesc foarte mult, Alexandra. Ale Miau, nu am dat niciodată așa repede pe o notificare. Teodora Nistor, nu-mi place să port broșe, dar îmi place să le privesc. Florile acele mari sunt absolut superbe. Ai putea să le agăți pe o pânză sau un burete și să-l lipești undeva sau puse pe o geantă jucărie. Te pup. Bună ideea. Ioana V. Poate ai o plută scârțitoare pe care să pui material mai fin și broșele prinse frumos acolo. Oricum, tu ești ordonată, după cât îmi dau seama, și sigur găsești un mod de a păstra broșele. Succes și te pup. Ah, foarte ordonată sunt. Au, ce acolo? Cea mai ordonată sunt eu. Da, s-a închis camera mea dragă și scumpă pentru că nu mai aveam spațiu în cameră. Am uitat să șterg celelalte video pe care le-am făcut până acum. Și da, foarte mult spațiu nu mai era, așa că s-a închis. Revenim. Marcus, Dorina, wow, sunt toate superbe, să le port sănătoasă, iubita mea, te pup. Andreea, Meseia, bună, ce mai faci, drăguța mea? Bine, mulțumesc, tu ce faci? Luminița Braic, broșele sunt superbe, trebuie neapărat să le găsești în loc pentru a putea ajunge mai ușor la cea pe care ai vrea să o porți. Gabriela Bosulică, pune-le pe haine de pe umeraș în dulapul haine. Alexandra Samoilă, super broșe, like. Luminița zice, poți lipi un burete subțire pe spatele unei uși de dulap și pe el ai putea prinde broșele sau o bucată de pânză sau catifea în locul buretului. Pup mult, te pupăcesc și eu, foarte bună ideea și asta. Camera asta face figuri. Cynthia Cristin, frumoasă colecția ta, te pup, te pup și eu. La Varbela, îmi place părul tău, mulțumesc. Lăcrămioara, ai numai opere de artă, sunt superbe toate. Da, păcat că nu le poți ține undeva la vedere să le folosești pe toate. Dacă ai avea loc, le-ai ține într-un sertar de la birou organizat doar pentru ele. Mi-ar plăcea, dar deocamdată nu am loc de așa ceva. Lorena, vlog oficial, fă-te rog rutina mea de machiaj pentru că te machiezi frumos. Într-o zi am să fac. Daniela Radu, ești superbă, draga mea, Dănuța, și mie îmi plac broșele enorm, te pup pe grăsuții mici, îi pup și eu foarte, 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 foarte tare. Ionela Huma, pupici, de fapt, figuri de alea cu ochii în formă de inimă. Andrada Purcard, super tare, te pup și eu, Andreea îmi dă o inimioară, toate sunt minunate ca și tine, Livia Liliana, mulțumesc foarte mult. Ilina Liliana, mă, sunt de Paști. Jasmine Bia, ei, ce fain video. Irina Popescu, ia o ramă de tablou și pune o pânză colorată și le agăți acolo. Te pup. Foarte interesantă ideea, dar unde naibă pun rama de tablou după aia? Ai, să-l vedea și așa de fain. Ok, mai am o bucată de perete unde țin eu alte chestii, dar cred că am să îndepărtez chestiile alea și am să pun, cum ai zis tu, o ramă de... Da, e bună și ideea asta. Patricia Grigore, ne bucurăm de fiecare dată când te vedem, savurezi fiecare clipă urmărindu-te, ești cea mai scumpă grăsuță și cea mai specială, te iubim mult și te pupăm la nesfârșit. Eu acum stau și mă întreb, deci video-ul ăsta are peste o oră. Eu cunoșteam mii de mesaje, cum fac eu să filmez pe toți? Cred că atunci n-am să mai citesc la toată lumea, am să citesc doar câteva dintre ele, pentru că este imposibil să citești într-un video o grămadă de mesaje. Claudia Chideșa îmi dă pupici, te pup și eu. Rebecca Tudor,
Și Rebecca a fost și prima, cred că. Wow, ce-mi place părul, aruncă și la mine o broșă. Și mai sunt câteva. Stați. Mai sunt câteva care nu le-am citit pentru că sunt înregistrate ca spam. Mi-am adus acum aminte pentru că țin minte că Dragoș mi-a zis, mi-a lăsat un mesaj și când m-am dus să-l citesc, nu l-am găsit acolo, trebuie să intru de pe laptop. Și acum dacă le citim, vă dați seama că eu vreau să citesc toate mesajele, nu jumate le citesc, jumate nu. Deci, home, sunt home. Ce e aici, frate? Ăștia au schimbat iară tot felul de chestii. Ok. Trebuie să vezi că ăștia switch account. La Taifas. Și-a schimbat fațada și cum operez aici pe canal. De ce au făcut astea? Ce mă enervează când dau update la anumite chestii. Eu acum, na, trebuie să mă chinui să văd, să unde-s. Și eu acum unde le găsesc? Vai, ne îndrumesc aici. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama că nu văd unde aș putea să settings, să văd aici. Înainte aveam o modalitate așa de faină, mă uitam direct, chestii. Acum, de ce fac ei chestiile astea? Nu înțeleg. Dacă totul mergea bine, de ce fac chestiile astea? Da, nu știu unde sunt celelalte mesaje, nu știu cum să ajung la ele. Ia să văd video. Da, știu din gură tău, nu te întreba nimeni nimic. Ăsta e ultimul. Și cum văd eu toate mesajele? Ia să văd dacă mi-arată că sunt mesaje în care trebuie să dau aprobare sau ceva. Nici nu mi-arată. E, nu mor tu de râs acum? Nu știu cum să le fac, nu vă mai pun să vă lungesc acum, nu știu cum să ajung în partea cealaltă. De-abia am descoperit și eu acum că, de fapt, au mutat tot felul de chestii, să le fie rușine. Da, ăsta din păcate a fost video de astăzi, îmi cer scuze, Dragoș, că nu-ți pot citi mesajul, dar chiar nu-mi dau seama cum să ajung la mesajele alea, nici nu-mi dau seama cum să citesc. Da, nu am cum. Ok, poate într-un alt video o să dau de mesaje, trebuie să umblu eu puțin să văd care și ce au schimbat ăștia pe aici. Și da, ăsta a fost video, știu, a fost un video foarte lung, ați adormit? Sper că nu, dar dacă ați adormit, trezirea. Și dacă v-a plăcut acest video cu mesajele grăsuților, nu uitați să-mi dați un like și o să dai și un share. Zici, uite băi, frate băi, grăsuța mi-a citit mesajul. Bine, asta e cu șustă, știi, ca să te pun să dai share. No. Ok, dacă vrei dai share, dacă nu dai share, faci cum vrei. Și da, dacă nu ești deja abonat, te rog să o faci. De ce te-ai întrebat? Păi, nu știu. Stai și uite la 2-3 video. Iar dacă îți place ceea ce fac, nu uita să te abonezi. Și da, sper să aveți o zi nemaipomenită. Ne vedem data viitoare. Pa!